Pisica, vrea să pape păsărica? Da. Și minisorul vrea să pape? Da? Vrea-ți minisorul? Ia! Hai cu bună ziua! Imediat este ora 1, de dimineață mă învârt și simt că n-am făcut nimic în casă și am o grămadă de treabă. Mai devreme am transferat fagurii din acele cutiuțe de plastic, începuse să curgă foarte, foarte multă miere și am pus în aceste două cutiuțe. Fagurii nu o să-i pun la frigider pentru că o să se întărească mierea și nu-mi doresc acest lucru. Am mai pus niște miere de salcăm deasupra ca să mai aibă, că am pierdut destul de multă miere. Chiar am aruncat mai devreme punguța. Iar aici mă apuc să-mi tranșez acești doi pui de casă. Vreau să mă apuc să fac o supă de pui cu găluște. Mă gândeam așa dacă să fac un borș cu pui, tăiței și să la cresc așa cu borș. Dar am niște morcovi și niște legume pe care le-am cumpărat special pentru supă înainte de a pleca la țară și nu am reușit să fac. Așa că mă gândeam să fac astăzi supă și peste câteva zile să fac un borș acru. Bogdan a fost de dimineață la Penny și a cumpărat niște cartofi, un pepene pe care trebuie să-l aducem de la mașină. Cartofii și ceapa trebuie să scot-o de aici și să mă apuc să fac curat, să schimb ziarele din lădițe, să pun ceapă și cartofi, pentru că am câte o lădiță, o lădiță pentru ceapă și o lădiță pentru cartofi. Am băgat și niște vase la spălat, mai adunăm. Iar pe acestea le voi lua și le voi spăla la mână. Bineînțeles că o să mai iau de aici linguri și ce se mai poate băga la mașina de spălat. De exemplu, această cană nu se poate băga la mașina de spălat și unele chestii, cum ar fi sită, găletușe, și astea o să le iau la mână. Cănițele astea mi se par foarte, foarte drăguțe. Le-am luat din Pepco. Așa că trebuie să spăl aici. Trebuie să spăl tăvița de la espresor. Nu știu de ce mi se adună atât de multă apă, pentru că atunci când pornesc espresorul sau când îl închid, întotdeauna pun un pahar să pice apa în el. Din ce am mai văzut de pe TikTok, care se ocupă cu tot felul de espresoare, Philips, De'Longhi, Breville și așa mai departe, am înțeles că dacă se adună apă în tăviță, atunci espresorul ar pierde apă și ar avea o defecțiune. Și mă gândeam înainte să plecăm la țară dacă să trimit și acest espresor, pentru că este în garanție și dacă să-l trimit în service, dar Bogdi m-a sfătuit să nu fac acest lucru, pentru că știți cum se practică pe la noi prin România sau poate și prin alte țări, se înlocuiesc piesele bune, dar o să mai iau și o să mai să vedem, nu știu, probabil că la un moment dat o să iau și o să-l trimit. Sunt curioasă dacă și la voi se întâmplă la fel. Deci la mine se întâmplă lucrul acesta cu apă în tăviță de la bun început, de când l-am cumpărat în luna aprilie, dacă nu mă înșel, parcă atunci l-am luat. Și de atunci mi se adună apă. Deci toată apa asta pe care o vedeți aici este de la de dimineață. Practic am făcut două cafele. Espresorul de apă și prin partea asta de sus. De fiecare dată pun un pahar cu apă și la pornire și un pahar cu apă și atunci când îl închid pentru a se autocurăța. Nu înțeleg de ce se adună atâta apă. Așa, spălăm și partea asta de aici. Ăștia îi pun la locul lor. Am băgat niște gheață la congelator. Cutiuța asta am luat-o de la Pepco și are un buton pe care apeși și ce cade gheața. Chiar sunt curioasă. Mă ocup aici, după care trebuie să dau cu aspiratorul, cu mopul, trebuie să mă ocup și de ceapă și de cartofi, să bag la spălat, să despachetez rufe și trollerul și plus o grămadă de treabă pe care o mai am de făcut. De dimineață era norat și chiar a și plouat așa noapte și de dimineață. Astăzi la noi s-au anunțat 23 de grade, mâine 20, iar apoi de poimine începe să se încălzească și o să avem 28-29 de grade. Ia să mă ocup de tranșat.
puii am adus congelați și îi iau, îi tranșez, îi bag la congelator. Încă nu s-au dezghețat complet și acum o să-i tranșez mai bine decât atunci când nu sunt înghețați. Vreau că se mișcă masa. N-am niciun cuțit atât de bun ca să mă dau mare cu el. Marc, bună! Când te ajung la treabă? Când m-a ajuns la treabă, o să mă ajuți. Imediat. Ce-i asta? Asta e un puișor. Puișor. Ce puișor? Un puișor de găină. Nu-i nici găină, nu-i nici cocoș la maturitate. Puișor. Cum ai văzut ieri în curte la bunica. Din ăla e. Și o să-mi pun așa în punguță. Nu spăl carnea când o bag la congelator. Carnea o scot, o dezgheț și apoi o spăl înainte de a o băga în mâncare. Deci am două pulpe din care o să fac o mâncărică. Ciorbă, pilaf, supă, ce fac eu acolo. Pregătesc altă pungă. Am mai pregătit și pungile astea pentru că nu am decât 3 mai aveam din astea și o să mai pun în pungi din astea care au 1 litru și trebuie să mai cumpăr, că sunt foarte utile. Și Mini tot vine pe aici pe la mine, vrea să-i dau carne crudă. Vezi, dau carne, tu maimuță? Nu prea le am eu cu tranșatul, pentru că nu prea am avut eu pui. De fiecare dată când cumpăram carne, luam pulpele separat, pieptul separat, mușchiuleț, ce aveam nevoie. Pui întreg, dacă luam, îl cumpăram doar să-l bag la cuptor, să-l fac așa cu tot felul de condimente, cu vin, cu cartofi, dar așa să iau să tranșez, nu prea am tranșat la viața mea. Da, e suficient așa cât știu, nu-mi bag joc nici de pui, încerc să-l tranșez cât de bine pot și chiar dacă ar fi să-l sluțesc, un exemplu, nu este o problemă pentru că nu arunc nimic, totul bag în punguțe, ia uite pe asta și mănâncă, bea! Și merge la congelator, iar apoi când le dezgheț, merge în oala cu ciorbă, cu supă în mâncare, așa că nu se pierde nimic. Bineînțeles că unele dintre voi probabil că știți cu siguranță să tranșați mult mai bine decât mine. Am mai văzut și pe TikTok niște clipuri. Mamă, aia sunt de la abatoare. Ia pui ăla și îl învârte și cum îl trage și cum ăla am încercat și eu, dar mie nu-mi iese. Decât să mai îmi rup și degetele să mi le mai tai. Mai ales că n-am niciun cuțit foarte bun. Așa că pentru mine e suficient cum iau și mă ocup de pui. Mini? Mai vrei? Oricum, nu-ți mai dau acum pentru că tu ai mâncat de dimineață. Ai mâncat. Mamă, dar ce mi-a înghețat mâna. Ia Mini. Na. Am vrut să-l arunc, dar l-a luat Mini. L-a luat Minișorul. E Bingo, ai venit și tu? Da. Mama face treaba aici, vezi? Să fac mâncare. Mama, dar ce mi-a înghețat mâinile, dar nu mai pot. Asta nu e dezghețat complet. Da, Bingo. Așa, ăsta-l punem împreună cu... Deci aici avem pieptul. Pieptul pun separat într-o punguță sau nici nu știu, oare să-l pun cu aripioarele? Că
cred că așa o să fac. Cred că o să pun pieptul împreună cu aripile. Așa. Ce bingo? Piu, piu. Așa. Uite, Mini, ce mănânc aici. Asta aș mai încerca să-l mai tai, dar mie e tare că-mi rup mâinile. Și aici, partea asta o să le pun împreună în punguță. O să fac ciorbă sau supă. Așa. Deja am aranjat. Am 3 punguțe. Hai că nici nu știu, uite aici. Ce face Bingo? Ce face Bingo? Iubirea mea! Da! Aoleu, să mâncăm la gunoi. Da! Pregătim punguță. Aici o să pregătesc doar 2 pungi, pentru că o parte voi păstra pentru supă și pun direct într-un castron sau în oală. Așa. Ce e, Mini? Ia, vrei? E bun? Nu prea să-și mai dai eu acum. Ce mănâncă maimuța asta? Asta s-a dezghețat mai bine decât celălalt. Asta e mai fraged. Asta e mai ușor. Cred că s-a dezghețat. Ce e puiul lui mama? Stai, să nu-l călcăm pe Bingo, că e aici. Ia uite, contărâtă Minici, că Mini vrei să mergi afară. Ne-ai auzit, Mini? Ce a zis, Marc? Te întărâtă. Se face plecarea cu tati. Uite cum se suie pe mine, nu vedeți că e scaunul? Vreau în continuu să-i dau de aici carne crudă. Am citit comentariile voastre și am înțeles că e ok, că voi dați carne crudă la pătei. Poftim! Na, ei place mai mult carnea crudă decât, cum se numește, carnea prăjită, fiartă, pe grătar. Bingo, ce faci aici sub masă? Stă pe scaun și picioarele astea sunt precum oglinda. Să-și vorbește. Ia uite și țipă. Așa cum a făcut acum, a țipat. Limită pe Marc atunci când țipă. Da. Trebuie să-mi iau un cuțit din ăla care tai bine, bine, că asta mă cam chinui cu el. E o diferență mare între puiul, găina de țară și cele industriale, cum și la ouă, la roșii, castraveți și așa mai departe. Astea sunt foarte gustoase. Cred că acum o să păstrez pieptul și o să fac supă cu el. Cu pieptul și cu aripioarele, cred. Stai să vedem. Mai vrei? Hai să-ți dau și inimioară din asta, vrei? Băi, băi, dar ție îți place, nu glumă. Poftim! Ia. Așa ceva, dacă îi place. Mai ce zice?
am o grămadă de treabă, trebuie să mergem să ducem și bidoanele la reciclat. Azi mi-am făcut și programare la covoare, să vină să mi le ia. Și mi-a zis că vine mâine și plus câteva cumpărături. Cioc, cioc, pleci cu gunoiul? Nini, auzi, pleci tai tai. Ia uite, pleci afară cu tata. Ia strigo, mergi afară? Nini. Ia uite. Atât a trebuit. Stai că vine și Bingo. Vine și el afară. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Ți-a venit pe tine? Deci asta o să scot așa. Aripioarele. Și astea o să le las așa, inima și ce e înăuntru. De, o să scot la dezghețat și o să fac ciorbă. Bingo! Ce-i mami? A plecat minișor? O să tai și asta și gata. Să nu vie aici. Gata. Astea o să le pun într-un castron, pun la spălat și o să fac o supă la oala tefal. Stai un pic, Binguitu. Oleu. Da. Astea le dau luminii când vine. Așa. Și ne apucăm să ne continuăm treaba, că e nevoie să facem treaba. Am de făcut și fasole păstăi. Deci am de mult, de multă treabă de făcut. Multă, multă treabă. Da, Bingo. Dragilor, câtă treabă am. Uitați, dragilor, câtă treabă are Marc. I-am dat de lucru să mă ajute cu fasolica. Deja a tăiat din ea. L-am învățat cum să taie capetele. Ce s-a întâmplat aici cu asta? Păi așa e prinsă. Uite, tai partea asta și aici. Asta aici. Așa, mai dincolo. Și astea le aruncăm, da? Așa. Bravo, Marc! Marc mă ajută cu fasolica, eu mă apuc de tăiat ce apă usturoi, o să fac niște păstăi înăbușite și supă de pui cu căluște și cu morcov, da? Da. Dar că trebuie să cumpăr o legătură de verdeață, de pătrunjel verde, pentru că nu am și ăsta de aruncat, da?
spăla cărnița, am curățat legumele pentru supă și o să pornesc cu ala imediat, dar o să pun niște sare și niște piper înainte de a da drumul la oală. Cum merge treaba, Marc? Bine. Merge bine, așa-i? Da. Bravo. Ia uitați ce ajutor am eu când aici. Când am tăiat la vârful ăla, a sărit direct în gunoi. Da? Ce tare. Mamă, dar ce ajutor am eu, mai Marc. Numai bine, o să spăl fasolica. Eu mă ocup de ceapă și de usturoi. Și punem să facem fasolica. Supa, deja am dat drumul să se pregătească. Facem treabă în echipă, așa-i? Da. Tati s-a ocupat aici, făcut curat, mi-a pus, a schimbat revistele, aici avem cartofiori, în lădița asta avem ceapă și bineînțeles ce mai avem pe aici. Usturoiul l-am pus în această cutiuță și îl țin aici. Cu această ocazie o să iau să pun la fasolică. Să mai trebuiască să mai iau o ceapă. Așa. Pun ceapa asta mai mare și cepuța asta mică. Usturoi. Să trecem la treabă. Păsăric, bingo! Bingo, pășăric! Pășăric! Am pus ceapa și usturoiul la călit pentru fasolea scăzută sau fasole înăbușită. Apoi voi pune fasolica, sare, foarte puțină apă. O să pun acest capac și las așa la foc mic. Amestecând din când în când. Am pus să fac o mămăliguță să mâncăm cu sarmale și cu smântânică. Supa imediat o să fie gata și aștept să se depresurizeze oala și să pun găluștile. Pentru Marc am făcut niște popcorn cu cașcaval. Trebuie să răstorn în castron. Culorile de la telefonul ăsta mi se par diferite față de Samsung. Samsung are parcă culorile mai vii și îmi place mai mult cum filmează pe partea culorilor. Dar pe partea clarității îmi place mai mult cum filmează iPhone. Așa că probabil că voi face și așa și așa. Voi filma când cu unul, când cu celălalt. Mămăliguța e gata. Mie îmi place să o fac așa mai deasă. Uitați-vă smântâna, cât de fain arată, galbenă și grasă așa și foarte gustoasă. Dacă găsiți pe undeva smântână de la Păltinii, județul Botoșani, să o încercați. Și mai este o smântânică de la Ibănești și aia e foarte bună, am mâncat acolo foarte, aia e mai bună de la Ibănești decât asta. Sper să ajungă soacra să-mi cumpere și mie vreo 2-3 găletușe de acolo și să mi le aducă. Fasolica este gata. O mai las așa puțin, fără capac. Place foarte mult oala asta de la mami, nu se lipește deloc. Iar aici avem supa. Momentan o să las așa oala închisă. Trebuie să plec să ducem bidoanele la reciclat, să facem câteva cumpărături și când mă întorc o să scot carnea și legumele, o să pregătesc găluștile, punem pătrunjel verde și gata. Am asigurat mâncărica pe ziua de azi, avem supă și fasole scăzută. Marc o să pape niște supă, iar noi o să păpăm și.
Deja este destul de târziu. 4 fără 12 minute și credeți-mă că n-am reușit să fac mai nimic. Mi-a luat destul de mult timp să fac mâncărica. Trebuie să dau cu aspiratorul, cu mopul, să bag la spălat, să despachetez bagajele și etc. etc. Fasolica e și foarte, foarte bună. S-a făcut destul de repede, nu a fost fasole din aia trecută sau bătrână, cum mi se spune. Bătrână, nu? Și e foarte gustoasă. Mai avem niște mămăliguță. Am mâncat mai devreme sărmăluțe. Cam jumate de mămăliguță pe care o să o mâncăm așa rece cu fasolică. Și o să fac eventual un pic de mușdei de usturoi, dar foarte puțin, să nu abuzez. Pentru că aseară mi s-a făcut rău de la usturoi și nu doar mie, chiar și lui Marc. Și i-am dat puțină zeamă de lămâie și și-a revenit. Dragilor, mai devreme am venit de la cumpărături și pe acest pepene l-a luat Bogdi astăzi de la Penny. Nu știu cum vi se pare vouă, dar e un pepene destul de mare. Pe cameră nu părea așa mare când mi l-a iertat. Edita mai baba, nu? Să vedem dacă avem loc să-l băgăm în frigider, că mai am și găleata aia cu brânză. Și să vedem dacă e și gustos. Am dat o fugă pe la Carrefour și pe la Lidl. Și o să începem cu Lidl, că aici avem mai puține produse. Am luat 3 cutii cu lapte, gogoașă pentru Marc, mozzarella. Vreau să fac zilele astea pizza cu pesto, mozzarella și o să pun și niște roșii. Pentru mine am luat acești biscuiți și aceste sticks-uri. Iar aici am luat pătrunjel gel, că nu am găsit la legătură nici în Lidl. De fapt, în Lidl nu am găsit la legătură decât așa, iar în Carrefour găsisem foarte, foarte ofilit. Și aici am mai luat niște rozmarin. O să iau și o să-l pun într-un pahar cu apă. Mă gândesc că poate o să țină mai bine. Să fac niște cartofi cu rozmarin. La Carrefour am cumpărat nectarine, vinete. Vreau să coc mâine niște vinete și să fac cu ulei și cu ceapă. Lapte praf, nucă de cocos. Vreau să fac ciocolată de casă. Vreau să fac zilele următoare o tăvălită mini. Pentru ciocolata de casă am luat margarină Unirea. Am luat o esență de fistic și colorant alimentar. O parte de ciocolată vreau să o fac cu fistic, iar o parte o voi face cu cacao sau o voi lăsa albă, încă nu știu. Minisior, ce faci tu? Am mai cumpărat parizer de la Fox. Aș fi vrut să iau și niște cremvuși de pui, doar că nu am găsit. Zahăr vanilinat. Am luat 2 budinci de vanilie cu frișcă, 3 pateuri. Aici am luat aromă naturală de vanilie. Zahăr cu scorțișoară, atunci când voi face, nu știu, un strudel cu mere sau ceva de genul. Bicarbonat. Și atât. Nu? Am mai luat ceva? Ți-a mai cumpărat un papagal? Ți-a mai cumpărat și un cățel? Da! M-am apucat să fac găluștile pentru supă. Am adăugat 2 ouă, sare și puțină vegeta. Aici avem supa. Am tăiat morcovul și cărnița. 15 minute a durat toată treaba asta să fiarbă legumele și cărnița. Aici mai am aripioarele. Trebuie să le dau pielița și să scot carnea, să o pun înapoi în supă. Foarte, foarte repede se face mâncarea la oala Tefal. Chiar astăzi am văzut cu 419 lei la Carrefour. În cazul în care vă interesează, este la ofertă. Eu am dat 300 și ceva de lei pe ea când am luat-o. 330 sau 360, nu mai rețin exact, dar chiar vă recomand cu tot dragul. Este foarte, foarte ușor de folosit. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați văzut acel vlog, am avut așa o teamă mare să mă apuc să gătesc la ea. Acum am obișnuit și cu mașina de spăla vase și cu oala Tefal. Deci nu aș mai putea să stau fără ele. Mâncarea se gătește foarte, foarte rapid și gustul este mult mai bun decât aș fi făcut mâncarea la aragaz. Rămâne gustul ăla în mâncare, în ciorbă, în felul 2, în... Bingo!
Bingo, ce faci? În mâncare rămâne gustul foarte, foarte bun. Deci, amestec bine, bine, cam atât cu grișul. Punem capacul. Amestec bine și o să las să se odihnească puțin. Între timp mă ocup de aripioare. Mă apuc să spăl și aragazul. Deci am spălat pătrunjelul, o să toc o parte din el. Am spălat și rozmarinul și le-am băgat așa în, în apă. Este 9 fără 10 și eu nu am făcut nimic. Nu am despachetat rollerul, nu am dat cu aspiratorul, nu am dat cu mopul, nu am băgat la spălat rufe. Deci nu am reușit să fac nimic. Am avut o perioadă din zi în care m-am simțit rău și a trebuit să mă întind în pat să îmi revin. Așa că probabil restul lucrurilor le voi face mâine. Pentru că simt și eu uneori că nu mai am putere să fac nimic. Mai am de adăugat pătrunjelul și gata. Supa. Mi s-au mai sfărâmat și din găluște. Dar nu-i problemă. Am ieșit cu minișor să facem plimbarea de seară. Este 9:20 și deja s-a întunecat. Și în realitate e mult mai întuneric decât se vede pe telefon. Pe telefon pare mai luminat. Da. Și stau așa cu o teamă. Pentru că în ultimele zile, poate chiar o săptămână și ceva, a tot circulat ursul pe la noi prin cartier. De fapt, urșii. Și e frică. Minișor, să mergem către casă. Hai să mergem către casă, că am auzit girofarul de la poliție, deci e clar că încearcă să fugărească urșii. Chiar am văzut acum vreo 10 minute o postare că a venit din nou ursoaica cu pui la parcul de la lac și lacul e foarte aproape de noi. Niciodată nu știi de unde îți iese, nu știu, în față, de pe străduță, de după o mașină, pentru că ei săraci sunt înfometați. La noi în România s-au mulțit urși foarte tare. Foarte, foarte tare. Nu mai e o siguranță să mergi afară și menționez că a venit ursoaica cu poi în amiaza mare. Deci nu seara cum e acum. În timpul zilei erau oamenii la parc, copiii se jucau acolo și dintr-o dată s-a trezit că în spatele lor era ursoaica cu poi. Hai, minișor, lasă-l că e mai mare decât tine, te mănâncă cu totul. Tu ești mică și rea. Hai, ce nervi are pe ea. Nu-i voie. Nu fi rea. Minișor, hai. Și mai stai câteodată liniștit în casă, în pat așa sau nu știu, și dintr-o dată auzi alertă. Te sperii cu totul. Că și sunetul ăla e destul de creepy. Marc are o teamă foarte mare când aude alerta. Chiar și Selena. Și mai sunt dăți în care dă alerta seara. Și la 11-12 seara, 2 noaptea. Și te sperii. Stai și dormi, din toată auzi alertă. Orică-i porcul, orică-i ursul. Minișe, ce faci? Ce faci, fata? Poți afară? Da? Poți afară? Ești bucuroasă, așa-i? Ești bucuroasă, a? Ce bățuc are? Iubirea mea! Iubirea mea, da? Iubire frumoasă! Dragilor, eu sunt chiar acest filmuleț. V-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!